sute de oameni au blocat tehnica militară rusă cu propriile trupuri pentru a împiedica pe ruși să înainteze pe teritoriul Ucrainei. Rușii au vrut să pătrundă în două orașe, unul dintre ele chiar în regiunea separatistă Lugansk, a cărei independență a recunoscut-o Vladimir Putin, înainte de a da ordinul de invazie în Ucraina. Orașul Starobilsk de lângă Lugansk a fost cucerit de ruși. Totuși, sute de oameni au ieșit în stradă și au blocat drumul pentru a opri coloana de tancuri rusești. La fel s-a întâmplat și în alte două orașe din sudul Ucrainei. Oamenii neînarmați s-au pus în fața blindatelor rusești. Armata Ucrainei luptă până la ultima picătură de sânge. Oamenii civili trag și ei cu arma. Iar acum, în tot mai multe orașe, oamenii ies pe unde trec convoaiele rușilor și se pun în calea mașinilor cu mâinile goale. Cu adevărat impresionant. Au fost foarte multe explozii și străzile sunt pline de sabotori. Rachetele au lovit case, iar în adăposturile subterane s-au născut 6 copii. Mai multe familii stau în mașini și 16 copii au murit până acum. În Harkov au fost bombardate mai multe cartiere civile, case și grădinițe, însă forțele ucrainene au reușit să elimine 20 de ocupanți ruși.